la o nouă premieră. Slavă Domnului, da, și mă bucur foarte mult că văd acest spectacol în premieră oficială, că este a număr mare de reprezentanți până în această premieră oficială, dar lucrul acesta a fost benefic, am constatat cu mare bucurie după ce am văzut că 3 sau 4 reprezentanții primele, acum, după o bună bucată de vreme, redescoperă acest spectacol dezvoltat și creat cu mers într-un sens al spectaculosului, al jocului, cu o bucurie de către aceste minunate doamne și domnișoare din distribuție, cum, sincer, eu nu mă așteptam. Sunt îndatorat pentru felul în care joacă și cum îmbogățesc spectacolul pe care l-am conturat împreună și după aceea el s-a dezvoltat ochilor formidabil. În pauză, deja copiii se strigau nodii. Asta este foarte bine, e un semn bun. Personajul acesta, care este de foarte mare succes în lumea occidentală, în special după ce au apărut cărțile, au apărut foarte multe desene animate care sunt difuzate pe posturile de copii, aceste desene animate cu Nodi. La noi au apărut câteva volume cu poveștile lui, dar se pare nu cu atât de mare succes așa cum s-a întâmplat în partea aceasta, în partea de vest a Europei. Sper că acest spectacol va readuce în atenția copiilor acest personaj, care este un personaj foarte interesant, iar povestea lui este evident o poveste inițiatică și e păcat să rateze așa ceva. Copiii savurează acest lucru. V-ați gândit la un turneu în țară cu spectacolul? Ar fi foarte, foarte frumos, dar lucrul acesta depinde numai și numai de conducerea teatrului și de posibilitățile de a face acest lucru.